ascultat și acum încercăm. De ce, nu știți? Nu. Chiar nu știți cântarea asta? Vai de mine! Asta e de când cu... Hai să vedem. La privisul thank you.
dau cântare. 235. 235. Dragii mei, mulțumim la Dumnezeu pentru seara aceasta frumoasă de vară, cald destul, ploaie destul, muncă destulă, se poate mai frumos? Eu zic că nu se poate. Aș dori în cele ce urmează să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-i mulțumim pentru toate aceste lucruri, să ne rugăm pentru cei bolnavi, să ne rugăm pentru Andreea, nu mai știu nimic în ce situație e. Tot. E acasă chiar? Da? De o săptămână? Da. Eu zic să ne rugăm pentru ea, că boala pe care o are, nu știi ce ți se întâmplă azi când ești bine. Da. Haideți să ne plecăm pe genunchi, 2-3 dintre noi care doresc să poată să facă lucrul ăsta. Nostru din ceruri, îți mulțumim că ai pus în noi gândul și dorința să venim în seara aceasta în locul acesta de închinare. Amin. Îți mulțumim că și în această seară ai un cuvânt pentru noi. Dorim ca inima noastră să fie deschisă și acest cuvânt să modeleze viața noastră. Amin.
Ai milă, Doamne, de cei care trec prin suferințe și au nevoie mare de ajutorul Tău. Mulțumim de intervenția Ta în viața lui Andreea. Amin. Dar are nevoie în fiecare clipă de sprijinul Tău. Amin. Te rugăm după voia Ta să-i-l oferi. Amin. Te-am rugat în numele lui Iisus și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. În continuare, Tată Bun și Sfânt, vinem înaintea Ta cu problemele fiecare din familiile Lui. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai salvat copiii și nepoții de orice primejde ca să-și pătut abate asupra lor. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Tu totdeauna intervii și îți mulțumim că totdeauna Tu pe cel rău nu lăsi să lucreze după voia Lui. Doamne, Te rugăm să intervii Tu în familia lui Doina. Amin. Să dai putere ca să poată să treacă peste orice ispită. Amin. Știi, Doamne, că când omul se întoarce la Tine, totdeauna ispita vine. Dă-i putere, Doamne, și dă-i credință să nu se lase de ispită. Amin. Amin. Te rog frumos, Doamne, și pentru restul copiilor bisericii noastre și pentru a mei, ai milă de tineretul acesta. Amin. Și întărește-i, Doamne, și depărtează pe ce rău de ei. Tu vezi, Doamne, că luptă cu tineretul satana. Nu lăsa, Doamne, să se bucure. Amin. Și ajută, Doamne, și dă-le putere și înțelepciune să se apropie de Tine. Amin. În numele lui Iisus te-a rugat și îți mulțumesc frumos. Amin. 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 Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ne iubești atât de mult, încât inimile noastre au putut să rămână lipite de Tine și gândurile noastre rămân în continuare în slujirea Ta. Îți mulțumim pentru că în fiecare zi care am trăit-o până acum, iubirea Ta ne-a îndemnat la pocăință. Te rugăm însă să ne dai Duhul Tău cel Sfânt ca să ne ajute la aceasta. Amin. Ajută-ne să vedem, să vedem în providența Ta la lucru în viețile noastre. Ajută-ne să stăm pe drumul pe care Tu l-ai trasat mai dinainte pentru fiecare dintre noi. Și să mergem în faptele pregătite de Tine mai dinainte. Amin. Te rugăm, ajută-ne să fim exemple pentru copiii noștri care Amin. Stau și privesc la noi, Amin. Ca la Tine. Amin. Ajută-ne să fim exemple pentru vecinii noștri care sunt și ei doritori să Te cunoască și nu știu cum. Ajută-ne să dorim din toată inima să Te cunoaștem noi înșine așa cum ești în realitate. Și să-ți slujim în măsura în care Tu ne poți ajuta prin Duhul Tău cel Sfânt, căci așa ai făgăduit. Amin. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. 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 Bunule Tată care locuiești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru liniștea și odihna de la casa Ta de rugăciune. Amin. Îți mulțumim că și de data aceasta ești dispus să ne dai cuvântul Tău. Ajută-ne să-L primim, Doamne. Amin. Primește și Tu din partea noastră slabele noastre rugăciuni. Amin. Primește lauda pe care ți-am adus-o. Amin. Și fă, Doamne, ca prin acestea să păstrăm o legătură corectă cu Tine și prin Hristos să fim iertați și curățați de orice păcat. Amin. Îți mulțumim că ne asculți, rămâi cu noi, acum și în veci de veci. Amin. 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 Dragii mei frați și surori, vă spun încă o dată bună seara și să aveți multă pace din partea Domnului Hristos. Amin. Amin. Aș dori ca pentru 20 de minute, o jumătate de oră, să deschidem cuvântul Domnului și în seara aceasta și așa cum obișnuim câteodată să mâncăm mai pe tihnă, câteodată mai pe fugă, în funcție de ziua pe care o avem și cu ocazia aceasta, în tihnă, nu pe fugă, să mâncăm din cuvântul Domnului pentru viața noastră veșnică. Deschidem Scriptura în 1-a epistolă a lui Petru și de aici, dragii mei, aș dori ca să citim câteva versete și apoi dintr-un singur gând din versetele acestea, să luăm hrana pentru seara aceasta.
1 Petru la capitolul 1, începând cu versetul 13, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin. 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 Specific, să spunem așa, modului lui Dumnezeu de a ne scrie prin Petru, pe amprenta la un verset sau două, este o aglomerație de cuvânt și de învățături pe care nu le poți epuiza o viață întreagă. Zice, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Nu vă lăsați târâți în pofte, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Amin. Amin. Există aici o comparație și din comparația aceasta aș vrea, dacă e cu putință, să luăm învățătură pentru noi în această seară. Și comparația aceasta sună așa. Ca niște copii ascultători. Ca niște copii ascultători. Dacă ne uităm acum la pasajul pe care l-am citit și ne uităm vreo dată, toate celelalte lucruri țin de ascultare. Zice, încingeți-vă coapsele minții, nu? Când faci asta? Când asculți, nu? Sau zice, fiți treji. Când faci asta? Când asculți. Sau zice, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Când îți pui nădejdea asta? Când asculți. Sau zice, nu te mai lăsa târât de pofte. Când faci asta? Când asculți. Sau zice, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Când faci asta? Când asculți, când asculți, nu? Parcă e așa pus un, ce știu, o piatră de aducere în minte, în mijloc, și apoi toate celelalte sunt roată în jurul acestei pietre de aducere a minte. Iubiții mei, frați și surori, mesajul din seara aceasta are ca titlu o întrebare. O întrebare care mie personal aș vrea să-mi continue cercetarea, să nu mă las în pace. Și întrebarea sună așa, copii da, dar ascultători? Copii da, dar ascultători? Eu sunt copilul la un tată și la o mamă. Și fiecare dintre noastre sunteți copilul unui tată și a unei mame. Niciunul din noi nu poate să zică că nu-i copil, chiar dacă i-au murit părinți. El este copilul cuiva. Deci copil 100% sunt. Dar și ascultător, poate v-am mai povestit când am fost data trecută păstor aici, nu știu cum sunt alții, vorba lui Creangă, dar știu cum sunt eu. Dacă memoria mă ajută, la
2 ani și vreo 7 luni, e prima minciună pe care am spus-o și pe care o țin minte. De atunci țin minte că mint. Poate am mințit și până la 2 ani și 7 luni, dar nu țin minte. Asta nu știu. Și sigur că dar pe cine să minți? Pute numai pe mamă, pe tata, pe frate, dar numai cei, dar n-ai pe domnul, te duci prin sasă, iei casele la rând, dar pe cine? Numai pe cei de lângă tine, nu? Și mi-aduc aminte că mama avea o curcă cu pui. Sau nu știu cum se numesc ăștia de curcă. Pui de curcă. Mă rog. Și trebuia să asculte mama, să am grijă de pui și de cele din curte, într-un fel, deși eram foarte mic. Și a făcut o ploaie din aia așa de vară, știți că plouă așa dintr-una, și la noi, prin fața casei, curgea șanțul, cum e aici. Și când venea câte o ploaie de vară, dintr-o dată șanțul se umplea cu apă. Și când am văzut de o apă așa de frumoasă cum curge prin șanț și cald afară, am luat pui de curcă și i-am spălat. Și știți ce înseamnă să te apuci să speli pui de curcă. Sunt foarte sensibil. Și ea, așa de bine i-am spălat, că i-am omorât pe toți. Și i-am întins așa pe mașina șanțului, stăteam așa frumos. Și în timpul ăsta venea mama bătrână, așa îi spuneam noi la bunica, mama bătrână. Și când s-a apuiat, că nici n-am văzut despre ce e vorba, dar m-a ridicat și am strigat la bunica mea. Mamă tână, așa ziceam, nu puteam să zic bătrână, tână. Mamă tână, câinele muit cu ca, câinele au murit curcile, îi spuneam la mama. Ea auzea aia ceva că zic, dar încă nu s-a dămurit. Și când a ajuns, a fost pe mașina șansul frumos, toți pui de curcă, stăteau răstigniți acolo, spălați bine, aranjați. Și, ce-ți mă, ce-ai făcut mă cu puii ăștia de curcă? Păi eu ce-am făcut? Câinele muit cu cap. Murit câinele cu cap. N-a fost bunica mea așa de îmbrobodită la cap ca să creadă că au murit câinele curci. Și așa mi-am început de o carieră de neascultător. Eu nu știu dacă voi ați avut vreo zi din asta în viață când ați început cariera de neascultător. E foarte interesant să vezi antiteza ca un copil, dacă ești neascultător, e foarte interesant să te uiți la antiteză, la copilul ascultător. Cum eram eu neascultător? Ca să fac o proiecție la pasajul pe care l-am citit. Dacă mama zicea să mă duc să aduc apă, eu ziceam, nu mă duc. Dacă mama striga să mă duc să aduc apă, mă duceam nervos. Până ajungeam la fântână, mă răzgândeam și fugeam în altă parte. Și mama mă aștepta să mă duc cu apă, da? Iacobe, vai de capul tău. Dacă mama mă trimitea cu vaca la păscut și spunea să stau până se satură, stăteam până mă săturam eu. Și după ce mă săturam unde sta cu vaca, o duceam acasă. Ori că erau flămânzările goale, ori că erau pline, nu au vrut să mânce. Cum să nu vrea să mânce mă vaca? N-a vrut să mânce, pe ce n-a stat cu el? N-a vrut să mânce. Poți să o silesc, să-i dau să mănânce. Dacă îmi spunea să vin acasă pe la 12 când ies de la școală, veneam pe la 3-4 de la fotbal. Dacă mă trimitea să prășesc porumb, nu mă duc. Cum nu te duci, mă? Mă bătea, luam sapa, mă duceam, prășeam porumbul și lăsam buruiala. Da, nu-i glumă. Eu vă spun ce vă... Da, eu vi le spun așa, numai câte un pic, altfel, că vă schimbați părerea despre mine. Da, dacă povestiți cu mama mea, e jad. N-ați auzit așa ceva pe pământ. Da, dar aveam în vecini alți copii. Și auzeam când striga taică-sou, băi, du-te repede și adu-o găleată cu apă. Bine, ticule. Deci a luat găleata și ducea apă. Știți ce ziceam eu despre copilul ăla? Vai, ce prost e. Ce are ăsta, bă, de se duce așa? Ce are de se duce așa?
Adică toate lucrurile pe care le făcea un copil ascultător, găseam o motivație negativă. Mă duceam la școală cu temele întotdeauna nefăcute. Păi ce, aveam vreme să fac teme, veneam acasă, mi-am rugat în ghiozdanul și o luam prin pădure, căutam pui de vrabie, de ciocănitoare, aveam treburile mele. Dimineața îmi luam geanta, cum o lăsa la amiază. Nici cărțile nu mi le schimbam pentru orele care urmau să fie, că doar în ora scrie. Și când ajungeam la școală, Covane, tema, mă făceam că caut, doamna profesoară, mi-am uitat că ai tu acasă. Păi cum să nu mi-l uit acasă, că eu nici măcar nu mi-am schimbat cărțile. Da, exact așa era, exact așa. Venea aia, îmi dădea câteva palme, mă punea în genunchi cu mâinile sus sau cine știe, sau îmi dădea în palmă cu liniarul, mă rog, îmi scria în carnet, mă duceam acasă, aruncam ghiozdanul și în pădure după pui de cioară sau ce căutam eu, aveam programul meu. Dar aveam în clasă copii care își făceau temele. Și mă duceam, bă, ce tocilar e ăsta, uite ăsta, stă acasă să-și facă teme, n-are altceva de făcut. Mă gândeam în seama, stă, n-are altceva de făcut, mă, să stai să facă teme, precis îl bate taică-s-o și maică să-și facă temele. Și râdeam de el, râdeam de el. Vă mărturisesc că mulți ani din copilăria mea, ca să zic, ca să nu zic toți, întotdeauna pe copiii care vedeam ascultători, îi subapreciam. În ochii mei nu reprezentau nimic. Adică nu era așa că zicea, bă, ce ascultător, el aș ce rău zi eu. Nu. Întotdeauna aveam ceva de zis rău despre cei care ascultau și bine despre mine, care făceam ce mă tăia capul. Ei, vreau să vă spun ceva, dragii mei. Imaginea aceasta nu foarte frumoasă a copilăriei mele, o regăsesc în viața de credință azi. În ce fel? Ori de câte ori vreun frate sau vreo soră din biserică încearcă să fie ascultător de Dumnezeu, toți ceilalți caută pricină. N-am ce l-a apucat. Precis s-au făcut vreo trăznaie de așa de evlavios astăzi. Nu? Nu? Sau îl vezi că a făcut o rugăciune mai lungă. Vai, dar pe ce l-a apucat? Doar nu s-a sfințit. Nu? Sau dacă îl vezi că citește și începe să facă anumite... N-o zice, o luat-o și ăsta pe drumul extremiștilor. De acolo nici dracul nu mai scapă. Nu? Pe oricare frate sau soră care începe să devină ascultător, imediat îi găsim pricină. Pe noi ne vedem în culori roz, bombastice, euforice, pentru că zicem, nu, întărim grumazul, nu. Du-te în stânga, nu. Du-te în dreapta, nu. Fă asta, nu. Fă aia, nu. Că nu se mai potrivește cu astăzi. Și când îl vedem pe unul că vrea să asculte, imediat îi născocim rele. Îi născocim rele. Și în felul acesta, dragii mei, se întâmplă un fenomen ciudat în biserică. Știți care? Satana nu mai are problemă cu niciunul. Că dacă vreunul vrea să crească în har să se schimbe, îl tragem noi înapoi. Nu trebuie să se ocupe Satana. Și el e în concediu. Da. Copii, da. Dar și ascultători. Sigur că am trăit în secolul 20, copilăria mea. Părinții s-au rugat la Dumnezeu și cezarul a avut puțin alte legi.
Dar dacă cezarul ar fi respectat legile Bibliei și dacă părinții mei ar fi respectat legile Bibliei, eu mai predicam în seara asta. Pentru că Sfânta Scriptură spune că dacă ai un copil neascultător, să-l duci la bătrânii poporului, să analizeze situația și dacă e adevărat, trebuie să fie omorât. Da. Sigur că în mintea voastră s-ar putea să vă gândiți acum, vedeți, frate Coman, ce bine că nu s-a întâmplat asta. Poate că e bine, poate că nu. Poate că nu. Poate că dacă vedeam vreun caz de felul ăsta înainte de mine, poate că îmi băga mințile în cap. Sau dacă vedeau alții ce se întâmplă cu mine, își băgau ei mințile în cap. Nu vreau să discutăm dacă legea aceea trebuie să opereze sau nu astăzi. Nu, ăsta e subiectul nostru. Subiectul nostru este următorul. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, e clar. Dar suntem ascultători? Și acum ne întoarcem la pasaj și o luăm așa pe rând să vedeți ce se întâmplă în viața copiilor ascultători. Copiii ascultători își încing coapsele minții și le pregătesc de război. Și le încing în așa fel încât să nu poată să fie lovite, să nu poată să fie rănite. Și lucrul acesta îl fac dând la o parte cărți care n-ar trebui să fie citite, dând la o parte imagini care n-ar trebui văzute, dând la o parte gânduri care n-ar avea ce să caute în mintea noastră. Dar ca să faci lucrul acesta, să nu citești ce n-ar trebui să fie citit, ca să faci lucrul acesta, să nu te uiți la ce n-ar trebui să te uiți, ca să faci lucrul acesta, să n-ai în minte gânduri care n-ar trebui să le ai, trebuie să fii cum? Ascultător. Și dacă ești ascultător, ceilalți frați și surori, ce fac? Râd de tine. Și atunci tu ce zici? Decât să mă jocorească, mai bine treci și eu ca ei. Copii, da, dar suntem ascultători. Copiii lui Dumnezeu care sunt și ascultători își încing pentru război coapsele minții, își curăță mintea de gânduri, de idei, de imagini. Se înnoiesc în duhul minții lor pentru ca să poată deosebi voia lui Dumnezeu din orice alte lucruri. Nu. Copiii lui Dumnezeu suntem, dar suntem și ascultători. Hai să facem un pas mai departe. Zice așa, fiți treji. Copiii care ascultă sunt treji. Nu se fac că nu văd. Nu se fac că n-aud. Nu se fac că dorm și n-au băgat de seamă. Nu, ci treji.
Știi ce înseamnă să fii treaz? Poți să verifici de seară, uite. De seară pe la vreo 10 așa, ia-ți un tamburel de stat de bucătărie și du-te în mijlocul pădurii. Și pune-te pe tamburel și pune-te așa și pune-te să te culci. Vezi, poți? Dacă ești de ăsta care toată ziua dorme acolo, da, dar unul de aici nu-i nimeni cazul. Vezi, poți? Când mișcă o frunză cu bătovântul, ai de mine. Ăsta e urs. Dacă auzi pe undeva, ai de mine. Asta e o turmă de mistreți. Și știi cât faci așa? Până dimineața. Dar știi de ce? Că te temi și că ești treaz. Dar aici, aici te faci când auzi. Dom'le, aș fi făcut, dar cred că atunci am ațipit și n-am auzit. Ești indiferent. Dar știi de ce? Copil ești, dar ești neascultător. Pentru că un copil ascultător veghează, e treaz. Are coapsele minții încinse pentru război. Și stă cu ochii în patru ca și cum, exact acum, se dă alarma. Da? Dar dacă faci asta, știi ce se întâmplă? Îndată te apucă toți de picioare și te trag mai jos. Hai, Sfântule, că prea repede ajungi la împărăție. Și după ce te tragi un pic mai jos, te mai tragi un pic mai jos, zici, da, mă, și eu ce fraier, unde vreau să mă duc? Și iar te așezi între noi. Și Satana se duce și se culcă, până n-ai nicio problemă. Ai văzut? Și zicea tata și mama, copile, dragul mamei, când îți bagi mințile în cap? Nu știu dacă în familiile voastre... Când auzeam vorba asta, așa gândeai că mă taie la mațe. Dar niciodată n-am realizat exact ce înseamnă. Dar acum înțeleg. Adică mințile mele s-au dus pe hotar. Le-am scăpat din lanț. Și mama m-a întrebat, când fugi după ele să-ți prinzi mințile, să ți le bagi în cap, ca să ai minte, că tu acum n-ai. Nu? Copiii lui Dumnezeu suntem. Dar suntem ascultători? Că dacă nu suntem ascultători, dragii mei, războiul minții e pierdut. Și treșa și vegherea nu e, că dormim. Și dacă războiul minții e pierdut și dacă trevezia e dusă, încet suntem duși cu totul, cu totul. Dar nu se termină aici. Ia uite ce spune pasajul. Puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus Hristos. Eu vă pun o întrebare. Nu cred că știți să-mi răspundeți. Știe cineva ce e harul care va fi adus la venirea Domnului Hristos? Ești curios. Ce e, Sorine? Nimicirea. Nu ești departe. Judecata. Judecata. Și zice aici că cei ascultători își pun nădejdea nu în harul care operează acum, ci în judecata aceea. Și de ce își pun nădejdea în judecata aceea? Pentru că vor fi socotiți? Cum? Copii ascultători. Dar de ce știu ei că vor fi
socotiți atunci copii ascultători, pentru că astăzi ce fac? Ascultă! Ai văzut? Copiii lui Dumnezeu suntem, dar suntem ascultători. Copiii ascultători, după pasajul acesta, nu spun nădejdea în ceea ce este acum, ci în ceea ce va fi atunci. Și își pun nădejdea în ceea ce va fi atunci, în baza vieții de acum. În baza vieții de acum. Dar cum încerci să faci o chestie din asta, imediat te arată cu deșul. Na, bă, te-ai găsit tu mai sfânt. Te-ai găsit și tu mai șmecher, na. Vrei să ajungi înaintea noastră în ceruri? Da, că zice cineva așa despre tine când începi să devii ascultător, nu e așa de rău. Știi când e rău? Când un frate începe să asculte și tu te legi de el, pentru că vrei să trăiască în păcat ca și tine. Și vreau să vă spun ceva, dragii mei frați. A fi copii al lui Dumnezeu nu ne slujește la nimic dacă nu suntem ascultători. Nu cunosc foarte multe cazuri, doar am auzit. Dacă este adevărat sau nu, nu știu. Am auzit de cuvântul a dezmoșteni. Și am auzit că au fost unii părinți care au avut copii care n-au vrut să asculte de nicio culoare de ei. Și au trecut un an, au trecut doi, au trecut cinci, au trecut șapte, au trecut zece, au trecut 15. Și când au văzut ce face copilul lor, și-au căutat un copil de suflet, se numea mai de mult, pe care l-au luat acasă de mic. Și pe copilul lor de trup l-au dezmoștenit. Dar știți de unde copie oamenii modelul ăsta? Știți de unde copie oamenii modelul ăsta? De la Dumnezeu. Dumnezeu îi va dezmoșteni pe copiii care nu ascultă. Și Dumnezeu a dezmoștenit pe unii copii care nu l-au ascultat și și-a luat pe alții de suflet. Copii suntem, dar suntem ascultători. Ia uite ce zice aici textul. Copilul ascultător își încinge coapsele minții pentru război, este treaz, își pune toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și zice aici, nu se lasă târât în poftele pe care le avea altă dată, când nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Una din tristețile sufletului meu este cumva problema aceasta. Vă dau un exemplu. Există oameni din lume care au o anumită credință. Și se pocăiesc. Și după ce se pocăiesc, au pofte pe care nu le-au avut când nu erau pocăiți. Și poftele acestea, știți de la cine le copie? De la pocăiți. Eu am văzut cu ochii mei femeie din lume care s-a pocăit
și când venea la biserică avea o înfățișare de sfântă. Și după ce s-a pocăit, au învățat-o surorile cum să se gădea, să se gătească. Și a prins pofte pe care ea nu le avea când era nepocăită. Și a ajuns să arate ca o curvă. Dar ăștia suntem noi. Eu nu vorbesc despre alții. Și aici zice, copiii ascultători nu se lasă târâți în pofte pe care le avea când nu știau nimic despre Dumnezeu. Și stau tari. Refuză. Indiferent cât ar costa lucrul acesta. Tu ești copil al lui Dumnezeu. Eu nu contest asta. Dar am o întrebare. Ești și ascultător? Da. Și treptele acestea care urcă spre cheia de boltă a declarației lui Dumnezeu încheie, se spun numărul, spunând copiii ascultători sunt sfinți. Nu e adevărat. Uitați-vă în Biblie. Sunt sfinți. Cum? În toată purtarea lor. M-am săturat de pocăiți de ăștia care zic, lasă-mă frate în pace, că Dumnezeu nu se uită la citriuzimea ta, că se uită la inimă. Care inimă? Când eu văd că te porți ca un drac. Zice că ei sunt sfinți în purtare. În felul cum urcă sau coboară din autobuz. În felul cum duce o plasă. În felul cum trece pe lângă vecini, în felul cum prășește în grădină, în felul cum vine la adunare, în felul cum vorbește cu oamenii, în felul cum gătește, în felul cum se odihnește. Copiii ascultători sunt sfinți, nu în idei și în vise din astea care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, ci sunt sfinți în purtare. Nu în cea de la biserică, ci în toată purtarea lor. Copiii lui Dumnezeu sunteți. Dar sunteți și ascultători. Și acum urmează declarația în cheie de boltă. Magnam cum laude. Și zice că ce este scris, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Adică cum să fii? Ascultător. Iubiții mei, vă provoc și vă rog în același timp, lăsați celelalte lucruri și pentru mândria lui Dumnezeu și pentru mântuirea voastră, fiți ascultători. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la rugăciune. Ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru. Îți mulțumim de toată iubirea pe care ne-o dai și îți mulțumim că încă o dată ne-ai învățat în seara aceasta.
Ajută-ne să fim însetați și flămânzi după învățăturile tale. Și în felul acesta, în inima mea și în inima acestor frați și surori, să se stabilească pentru totdeauna ascultarea. Și modelul acestei ascultări, Doamne, să-l avem în Iisus Hristos, care n-a crezut ca un lucru de apucat să se creadă deopotrivă cu tine, ci s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea l-ai înălțat nespus de mult și ai dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este ascultătorul și că prin Iisus Hristos cei care vor pot fi ascultători. Îți mulțumim, Doamne, că vrei să ne dai puterea aceasta. Ajută-ne să o luăm și să trăim după sfântă voia Ta. Te lăudăm prin Iisus Hristos acum și în toți vecii. Amin. Dragii mei, cu această rugăciune, popasul acestei seri s-a încheiat. Dumnezeu să vă păstorească mai departe. Amin. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și vă aștept cu toată dragostea mâine seară la ceasul al optelea la slujba.